Scrisoare despre mine, resurse educaționale pentru clasa 6 -a, la disciplina, consiliere și dezvoltare personală. Scrisoarea este o modalitate de a comunica anumite informații unui destinatar, adică unei persoane care dorim să-i transmitem ceva. În această perioadă, comunicăm foarte mult folosind diferite dispozitive cu ajutorul cărora transmitem mesaje, iar în momentul în care dorim să ne prezentăm, să spunem față în față informații despre noi, acest lucru ni se pare un destul de dificil. Asta i s-a întâmplat și Ioanei, o elevă care s-a transferat de la o altă școală din localitatea vecină. La prima oră de dirigenție din clasa șasea, doamna dirigintă i-a cerut să realizeze o scrisoare despre propria persoană pentru a o prezenta în fața noilor colegi. Ție, cum ți s-ar fi părut? Este greu sau ușor să scrii câteva rânduri despre tine? Îți propun să realizezi și tu o scrisoare despre tine. Pentru a scrie o scrisoare, ai nevoie de hârtie și un instrument de scris. Te rog să-ți pregătești aceste instrumente pentru că astăzi, în timpul orei, vei comunica în scris aspecte interesante despre tine. Înainte de a-ți spune ce a notat Ioana în scrisoarea ei, să ne amintim ce conține o scrisoare. De obicei, în partea dreaptă sus se notează localitatea și data în care este compusă scrisoarea. Apoi, formula de adresare, adică cui dorești să îi trimiți scrisoarea. Dragă prietenă, drag frate, Urmează conținutul scrisorii, adică toate informațiile pe care vrei să le notezi. La final, notează formula de încheiere și semnează. Ce informații ar putea conține o scrisoare despre propria persoană? În funcție de ceea ce vrei să transmiți despre tine, poți să-ți notezi calitățile sau alte caracteristici personale, interese, ceea ce-ți place să faci, și aptitudini, ceea ce reușești să faci bine. Poți să-ți notezi cum te simți de obicei, ce te motivează să realizezi anumite acțiuni. Îți recomand să fii creativ și te încurajez, dacă dorești, să adaugi cât mai multe informații despre tine. Eu am extras câteva aspecte din scrisoarea Ioanei care te pot ghida în realizarea propriei tale scrisori. Ioana, așa cum i s-a cerut, Adresează scrisoarea colegilor. Dragi colegi, despre mine aș putea să spun că sunt, tu poți nota aici o definiție personală cât mai originală. Una dintre cele mai mari calități ale mele este: poți nota calitatea pentru că vei motiva de ce ai ales calitatea respectivă. Îmi place. Poți descrie lucruri care îți fac plăcere, materii preferate, hobby modul în care îți petrești timpul liber. Sunt mândră de mine pentru că poți scrie despre rezultatele obținute la școală sau la alte activități la care ești priceput. Adesea mă simt, poți numi emoții, pentru că poți prezenta anumite situații sau evenimente cu care te întâlnești frecvent. Un moto care mă ghidează și reprezintă o motivație pentru acțiunile mele este. Acest lucru mă ajută să poți nota anumite dorințe sau un plan de viitor. La final, nu uita formula de încheiere și semnătura. Te invit acum să realizezi propria ta scrisoare. Notează cât mai multe aspecte pe care vrei să le împărtășești despre tine. Îți poți personaliza scrisoarea cu un desen sau un simbol important pentru tine. La finalul acestei scrisori îți sugerez să nu te semnezi. Această activitate se poate finaliza cu așezarea în plicuri a tuturor scrisorilor din clasă, amestecarea lor și citirea de către diriginte a fiecarei scrisori cu scopul de a vă identifica fiecare coleg care a scris-o. După trăsături, caracteristici, calități, interese exprimate, îți urez succes!